Incapacitatea de plată până la finalul lunii iulie. Este unul dintre scenariile pe care Statele Unite trebuie să le ia în calcul la o datorie guvernamentală de 31,4 mii de miliarde de dolari potrivit Biroului de Buget al Congresului American. Care sunt implicațiile? Dar soluțiile? Creșterea plafonului datoriilor și schimbarea modului de contabilizare a pasivelor potrivit CBO. Spre comparație, România are o datorie totală de 142 de miliarde de euro, echivalentul la 152 de miliarde de dolari. Cu creșterea veniturilor de 21% și de 18% a cheltuielilor, datoria totală reprezintă 48,3% din PIB, scrie ZF. Mergem la Valentin Dragu, fondator Grow Your Wealth. Bun găsit, domnule Dragu, am făcut o comparație și cu România, dar acum revenim la Statele Unite, că ne afectează și pe noi. Pot Statele Unite, deci, să evite defaultul și declanșarea unei crize economice globale, noua narrativă economică? Care sunt scenariile în condițiile în care guvernul american nu are încă o rezoluție clară? Da, nu aș fi atât de pesimist. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Au mai fost astfel de situații cu datoria Statelor Unite. A fost un moment pe timpul guvernării lui Trump, un moment de asemenea delicat în care au ajuns să fie downgradată datoria Americii. Eu cred că este o problemă rezolvabilă. Ei au puterea de a-și crește datoria oricând, de a-și depăși acel prag, au puterea de a tipări bani, au puterea de a scădea ratele pentru a putea plăti mai ieftin aceste datorii. Cred că în momentul de față sunt așa niște subiecte care s-ar dori a impacta piața de capital și aceste creșteri care au loc în ultima perioadă, pentru că presa și factorii de decizie din Statele Unite parcă nu mai pot opri din creștere piața de capital. Presa este foarte interesată de a aduce în atenția publicului un subiect șocant. Am terminat cu războiul din Ucraina, am terminat cu inflația în 2022, după aceea s-a discutat de recesiune, s-a terminat puțin parcă și cu recesiunea, că se văd așa niște rezultate ale companiilor surprinzătoare, se vede un număr al angajaților în creștere, un șomaj în ușoară scădere, s-a terminat cu prețul mare al petrolului. Am rezolvat și cu balonul acela care se tot plimba prin spațiul aerian al Statelor Unite. Acum trebuie să venim cu ceva șocant. Și atunci, haideți să aducem în discuție această datorie a Statelor Unite care ar putea crea probleme între iulie și septembrie, se spune. Janet Yellen a menționat undeva în ianuarie că ne apropiem de acel prag de îndatorare. Da? America trebuie să crească acel prag de îndatorare care a fost setat undeva în trecut. Nu este o problemă, din punctul meu de vedere, este doar o discuție pentru presa din US pentru a mai vinde ceva important oamenilor. Atât tot, din punctul meu de vedere, nu este o problemă. Bun, și o ultimă întrebare, așa pe repede înainte. Care ar fi implicațiile, să spun așa, la nivel global, dacă Statele Unite ar intra în incapacitate de plată până în luna iulie, așa cum menționam și anterior? Bineînțeles că va fi un șoc pentru piețele globale, în special pentru piețele de obligațiuni, dar și piața de capital va avea un șoc extrem de puternic. Tocmai de aceea nu cred că într-un an în care va începe campania electorală, da, în vară începe campania electorală pentru prezidențialele din US din 2024, ne vom trezi noi așa cu o datorie a Statelor Unite care nu mai poate fi plătită dintr-o dată. Nu. Impactul ar putea să fie extrem de dur pentru piețe, dar cred pe de altă parte că nu este o problemă, nu ne vom îndrepta în acea direcție. Se vor rezolva ca de fiecare dată pe ultima sută de metri și totul va reveni la normal. Bun, mulțumim mult, Valentin Dragu, fondator Grow Your Wealth.